Ok. Cred că vom începe. Bună dimineața! În primul rând, bine ați venit la sediul Asociației Fromăleț și ați dat curs invitației noastre pentru a participa la prima conferință de presă organizată de Asociația Fromăleț, în special în contextul lansării misiunii de observare Fromăleț, alegerilor pentru funcția de președinte a Republicii Moldova, care urmează să aibă loc în data de 1 noiembrie 2020. Tradițional, Asociația Fromăleț încearcă să fie cu ochii pe toate procesele electorale naționale care se întâmplă în Republica Moldova. Scrutinul care urmează să aibă loc în data de 1 noiembrie nu este o excepție. Chiar dacă suntem în plină criză pandemică, noi ne-am asumat să monitorizăm și acest scrutin, acesta fiind cel de-al 20-lea scrutin național monitorizat de Asociația Fromăleț, din momentul în care Asociația a început activitățile de monitorizare a proceselor electorale din Republica Moldova. Astfel, astăzi voi prezenta pe scurt detalii relevante despre misiunea care va fi desfășurată de Asociația Fromăleț, dar și primele constatări ale monitorilor și de curând observatorilor Fromăleț în contextul pregătirii pentru scrutinul prezidențial. Misiunea Fromăleț de monitorizare a alegerilor pentru funcție de președinte a Republicii Moldova va fi constituită, tehnic vorbind, similar oricărui misiuni internaționale care se desfășoară, adică în baza metodologiei OSCE-ODIR. Noi vom avea, adică avem o echipă centrală care coordonează activitatea tuturor observatorilor. Noi vom avea 42 de observatori pe termen lung, care vor monitoriza procesul electoral, fiind responsabil fiecare de un anumit teritoriu, fie vorba de un raion, administrație publică locală, nivelul 2, fie de o zonă geografică, cum este observatorul responsabil de secțiile de votare care vor fi constituite peste hotarele Republicii Moldova, sau sectorul municipiului Chișinău. Din acest considerent, chiar dacă avem mai puține autorități ale administrației publice locale de nivelul 2, numărul de observatori este mai mare. Deci, în total, vom implica 42 de observatori pe termen lung. În ceea ce privește ziua alegerilor, noi vom disloca în 608 secții de votare observatori pe termen scurt, statici, care vor monitoriza continuu procesul electoral de la deschiderea secției de votare până la totalizarea numărării voturilor în aceste secții de votare. În acest sens, noi vom fi capabili să facem o numărare parțială a voturilor, care tehnic cu o marjă de eroare de până la 1,5% ar trebui să ne ofere un răspuns dacă datele anunțate oficial de către Comisia Electorală Centrală se suprapun pe acele date care au fost colectate de observatorii Fromăleț. În afară de acești 608 observatori statici, noi vom delega observatori care vor observa procesul electoral nu doar în incinta secțiilor de votare, dar și în preajma acestora. Respectiv, noi vom avea echipe mobile în fiecare unitate administrativ-teritorială de nivelul 2, care vor monitoriza procesul electoral și în restul secțiilor de votare care vor fi deschise și nu doar în incinta acestora, dar și în preajma sau imediat apropiere de secțiile de votare. Suplimentar, la momentul de față, noi analizăm opțiunile și
sperăm să găsim suport din partea partenerilor noștri, așa încât să delegăm observatori în cele mai sensibile secții de votare, în special secțiile de votare peste hotarele țării și secțiile de votare unde vor vota alegătorii pentru regiunea transnistreană. În context, ne propunem să avem observatori suplimentari la cei 608 în fiecare secție de votare care va fi constituită pentru alegătorii din regiunea transnistreană și cel puțin parțial să acoperim cu observatori secțiile de votare din diaspora. Tradițional, toți observatorii noștri și misiunea Comulex atrage atenție la cele mai importante aspecte ale procesului electoral. Aici, noi ne axăm atenția pe aspecte de organizare a procesului de către organele electorale. Noi ne axăm atenția pe comportamentul potențialilor candidați și concurenților electorali înregistrați. Noi ne axăm atenția pe aspectele relevante ale procesului electoral, cum sunt listele electorale, întocmirea acestora, calitatea listelor electorale, cum și în ce mod sunt sau vor fi soluționate litigiile electorale, evident, aspectele de finanțare ale campaniei electorale, aspectele de finanțare a grupurilor de inițiativă care vor colecta semnături și, nu în ultimul rând, aspecte de utilizare sau de cât de unești sunt concurenții electorale atunci când luptă politic, vorbind cu contracandidații, prin și cât de atenți sunt la utilizarea discursului public, în special aspecte ce țin de discurs instigător la ură discriminare. Noi, în afară de aspectele de monitorizare a procesului electoral, vom desfășura și activități legate de educație civică și electorală a alegătorilor. În context, Asociația Promolex a oferit deja 3 subgranturi pentru organizații parteneri care vor efectua activități de educație și mobilizare apolitică a alegătorilor pentru acest scrutin. În parteneriat cu postul public de televiziune Moldova 1 și radiodifuzorul național Radio Moldova, vom organiza dezbateri electorale pentru concurenții electorali. Și, în ultimul rând, noi o să elaborăm un spot video de educație civică, prin care vom mobiliza alegătorii să vină la acest scrutin, evident și tradițional, toate produsele elaborate de Promolex sunt apolitice și nu urmăresc scopul de a influența opinia pentru cine sau împotriva cui să voteze cumva alegătorul, dar pur și simplu să vină la alegeri, să se informeze despre procesul electoral, despre procedurile electorale și în conștiință de cauză, în cunoștință de cauză să aplice ștampila votat în dreptul candidatului pe care îl preferă sau candidatul pe care îl preferă cel mai mult. La momentul de față, trebuie să menționăm că misiunea Promolex de monitorizare alegerilor pentru funcția de președinte al Republicii Moldova este susținută financiar de către Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională, USAID. Pe componenta discursului instigător la ură și aspectele de monitorizare a acestui fenomen, misiunea este susținută financiar de către Fundația Soros Moldova. Și la momentul de față încă nu avem 100% confirmate și semnate contractele corespunzătoare de grant, dar sperăm să găsim consens, așa încât cu suportul Consiliului Europei să avem posibilitatea să monitorizăm procesul electoral în diasporă și cu suportul Fundației Soros Moldova, la fel să încercăm să atragem atenție deosebită procesul electoral, la fel în diaspora, regiunea transnistreană și informarea alegătorilor din aceste locații. Legat de rapoartele publice, pentru că am zis că vom prezenta și rapoartele publice, noi astăzi, în continuare, voi prezenta
primele constatări ale monitorilor și observatorilor Promolex. Astăzi suntem în data de 26 august. Următoarele rapoarte vor avea loc tradițional la sediul de campanie a misiunii Promolex, aici, pe strada Petru Movilă, 23:13, în sala de conferință, la orele 10:30, în următoarele date, data de 17.09.2020, 1 octombrie, 15 octombrie, 30 octombrie și 2 noiembrie. În cazul în care vom avea turul 2 de scrutin, înseamnă că cel mai probabil o să ne reîntâlnim în data de 13 noiembrie și data de 16 noiembrie. Un raport final, totalizator, va fi oferit publicității în luna ianuarie 2021. Asta așa ca un calendar preliminar de activități publice, de la prezentarea rapoartelor publice de către misiunea Promolex. Doar foarte pe scurt despre scopul acestor rapoarte. În primul rând, noi urmărim scopul de prevenire, pentru că prin faptul că noi ne expunem poziția vis-a-vis de anumite aspecte interpretabile, defectuoase, problematice sau bune ale procesului electoral, noi prin asta contribuim, din punctul nostru de vedere, la prevenirea unor alte abateri similare. În ultimul rând, informarea publicului, pentru că am zis noi că fiecare alegător are dreptul să obțină la informații din diferite puncte de vedere, din diferite surse vis-a-vis de aceleași procese, așa încât să poată să-și facă o concluzie obiectivă despre procesul electoral. Și în ultimul rând, noi avem, având rolul de observatori, noi utilizăm aceste rapoarte publice în calitate de CSZ, adresate organelor electorale, așa încât ele să intervină și în virtutea prevederilor codului electoral să soluționeze acele cazuri pe care le vor considera necesare să le soluționeze și care, din punctul lor, la fel afectează procesul electoral. Cam astea sunt aspectele introductive, generale, despre misiunea de monitorizare Promolex. Dar, în continuare, voi atrage atenția la primele constatări care figurează în raportul public și aici vreau să fac o nuanță sau o notă importantă. Noi vom publica imediat ce vom primi de la redactare raportul pe pagina noastră promolex.md. Dar versiunea neredactată încă raportul este oferită în variantă printată doar acelor colegi din mass media care vor veni la conferința de presă. Deci, acei colegi care vin la conferința de presă au posibilitatea să primească și versiunea neredactată a raportului. Restul colegilor vor putea să descarce sau să-l vadă pe pagina promolex.md, probabil într-o zi după conferința de presă, pentru că și procesul de redactare durează din timp. Prezentul raport conține informații legate de perioada preelectorală, din punctul nostru de vedere, perioada preelectorală a început la data de 21.05.2020 și am pus primul punct la această perioadă, pe data de 25.08, deci toate constatările care se reflectă în primul raport sunt legate de această perioadă, între 21 mai 2020 și 25 august 2020. De ce 21 mai? Pentru că atunci a apărut în spațiu public primele informații despre posibilă data alegerilor prezidențiale și, respectiv, implicarea principalilor actori în contextul pregătirii pentru scrutinul prezidențial a început cu această dată. Principalele noastre constatări din primul raport se referă la contextul social-politic actual, cadrul legal, activitatea organelor electorale, registrul de stat al alegătorilor, prestația potențialilor candidați sau potențialilor concurenți electorali, aspecte de finanțare a campaniei, discurs de ură. Deci cam astea sunt tematicile generale care se conțin în prezentul raport. Eu voi descrie foarte succint, voi încerca să descriu foarte succint principalele constatări ale noastre la fiecare din aceste aspecte.
Legat de contextul social-politic, trebuie să subliniem că, în mod normal, alegerile pentru funcție de președinte au o dată în 4 ani de zile, pentru că mandatul președintelui este de 4 ani de zile. Precedentele alegeri prezidențiale directe au avut loc în anul 2016, odată cu modificarea aspectelor din codul electoral, urmare a emiterii unei hotărâri de curții constituționale, când sau au fost revigurate acele norme de alegere directă a președintelui Republicii Moldova. Ținem să subliniem că președintele Republicii Moldova trebuie să fie un actor neutru, potrivit jurisprudenței curții constituționale, Constituției. Totuși, noi am observat că pe parcursul mandatului său, actualul președinte, care a fost ales în 2016, de foarte multe ori s-a implicat în activități de susținere a unui partid politic și chiar cu multiple ocazii a declarat că este liderul neformal al acestui partid, fiind vorba de Partidul Socialiștilor din Republica Moldova. Al doilea aspect foarte important legat de contextul social-politic ține de un viciu din punctul nostru de vedere, a politicului din Republica Moldova, care se numește rasismul politic. Cu regret, dar și în actualul Parlament, care stabilește regulile de joc, adică prin modificarea legislației stabilește principalele reguli de joc în toate domeniile din sfera publică, procentul de rasism politic este de circa 19%, deci cam 19 deputați și-au schimbat opțiunea sau preferința politică, migrând de la un partid la altul. La fel, un aspect important legat de contextul social-politic din perioada preelectorală este volatilitatea unei majorități parlamentare, deci practic suntem la limita unei majorități parlamentare. Actuala majoritate care susține guvernul în exercițiu este compusă din 37 deputați ai Partidului Socialiștilor, 11 deputați ai Partidului Democrat și 3 deputați neapeliați. Deci, practic, o majoritate destul de sensibilă. Nu în ultimul rând, alte două aspecte par să afecteze perioada preelectorală, dar cu siguranță și perioada electorală care urmează. În primul rând, evident, este vorba de contextul pandemic, actuala criză pandemică și declararea consecutivă a stării de urgență în Republica Moldova, după care stării de urgență în sănătatea publică și încă nu se știe care va fi situația până la data de 1 noiembrie. În acest fel, cel mai probabil, vrem noi sau nu, dar și reacția alegătorilor va fi afectată probabil de gestionarea situației pandemice de către actualul executiv. Și, în ultimul rând, par să se evidențieze aspectele geopolitice. Tradițională luptă vest-est, Uniunea Europeană, Rusia, în discursul principalelor formatori de opinie și principalelor actori ai procesului politic și posibil potențialii candidați în scrutin. Dar trebuie să subliniem că rolul geopolitic sau externe, rolul relațiilor externe în concursul sau în scrutinul prezidențial sunt necesare pentru că chiar dacă atribuții limitate, totuși președintele Republicii Moldova are un rol destul de important în sfera relațiilor internaționale. În acest fel, acest context geopolitic contează foarte mult și este cumva, se creează pe atribuțiile președintelui Republicii Moldova. Câteva aspecte legate de cadrul legal, pentru că noi avem recomandările internaționale ale Comisiei de la Veneția, noi avem mai recent hotărârea a Curții Constituționale care spune că principalele aspecte ale procesului electoral, adică
constituirea organelor electorale, constituirea circumscripțiilor electorale și crearea organelor electorale nu pot fi modificate cu mai puțin de un an înainte de alegeri. În rest, restul aspectelor procesului electoral pot fi modificate. Respectiv, noi suntem în situația în care, până la momentul de față, au fost operate 3 modificări la codul electoral, deja, adică cu mai puțin de un an înainte de alegeri. Toate 3 modificări, toate 3 proiecte de lege sunt în linii mari tehnice. Unul din ele voi sublinia în special, pentru că el vine să soluționeze o problemă destul de majoră care a fost pentru secțiile de votare din diaspora, acolo unde conducerea acestor secții de votare putea să fie efectuată doar de către reprezentanții Ministerului de Externe. Și odată cu modificarea codului electoral, mai nou, conducerea secțiilor de votare, birourilor electorale din diaspora poate fi, în caz de excepție, oferită și altor persoane din rezerva funcționarilor electorale. Evident, iarăși, în consultare cu Ministerul de Externe, dar cu tipul de excepție în afară personalului Ministerului de Externe. La fel, trebuie să subliniem că pe rolul Parlamentului se află cel puțin 6 proiecte de lege care vizează modificarea cadrului codului electoral. Un proiect promovat de Platforma Demnitate și Adevăr pare că vine să soluționeze un aspect important legat de criza pandemică actuală, adică se propune votarea pe parcursul a 2 zile consecutive pentru toți alegătorii din Republica Moldova, indiferent de locul aflării și, evident, alegătorii din diaspora. În afară de aceasta, mai sunt proiecte pur tehnice care se află pe rolul Parlamentului, dar principalul proiect, cel mai mare proiect, proiectul numărul 263, care a fost elaborat sub egida Comisiei Electorale Centrale, preluat ca inițiativă legislativă de deputații Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, doar acesta a fost votat în primă lectură, restul proiectelor așa și nu au fost votate nici în primă lectură. Legat de acest proiect 263, trebuie să subliniem și să reiterăm, pentru că am mai vorbit despre acest proiect cu diferite ocazii, totuși trebuie să subliniem că el vine cu mai multe soluții pur tehnice legate de organizarea procesului electoral. El vine sau încearcă să soluționeze anumite adrese ale Curții Constituționale care au fost formulate după scrutinul din 2016, nu în totalitate, dar parțial de acoperă. Și, în ultimul rând, partea proastă este că el conține și anumite prevederi, din punctul nostru de vedere, periculoase pentru procesul electoral, legat de activitatea observatorilor, limitarea dreptului de vot cu 2 ore în plină criză pandemică, legat de aspecte cu referire la activitatea mass-media în procesul, în timpul campaniei electorale și multe alte detalii care cumva trezesc îngrijorarea nu doar a societății civile, dar și a Comisiei de la Veneția. Pentru că acest proiect de lege, din punctul nostru de vedere, straniu, dar a fost expediat spre avizarea Comisiei de la Veneția de Ministerul Justiției, care nu a promovat acest proiect de lege, pentru că este o inițiativă a deputaților. Și până la urmă s-a confirmat că majoritatea îngrijorărilor formulate de societatea civilă, în special Coaliția pentru Alegeri Libere și Corecte, și aici îmi cer scuze, dar trebuie să subliniez că misiunea Promolex de monitorizare a alegerilor face parte din totalul activităților desfășurate de Coaliția pentru Alegeri Libere și Corecte, suntem parte a acestei coaliții. Și noi ne-am exprimat îngrijorarea cu privire la calitatea procesului, proiectului de lege 263 și am văzut că și experții Comisiei de Veneția, experții ODIR, au reconfirmat îngrijorările noastre și au subliniat principalele noastre îngrijorări.
Legat de intrarea în vigoare sau posibilă intrare în vigoare sau aplicarea proiectului de lege 263 pentru scrutinul prezidențial din 1 noiembrie 2020, din punctul nostru de vedere, începând cu ziua de astăzi, este deja prea târziu ca acest proiect de lege să fie votat și pus în aplicare pentru scrutinul prezidențial. Pentru că comisia de la Veneția, experții comisiei de la Veneția au zis foarte clar că modificările, chiar și tehnice, adică nu acele fundamentale pe care le-am menționat, chiar și acestea tehnice nu pot fi puse în aplicare pentru scrutinul care deja a fost inițiat. Și în data de 25 august, potrivit planului calendaristic elaborat de Comisia Electorală Centrală, suntem deja în perioada electorală. Și respectiv, din punctul nostru de vedere, începând cu această dată, practic este imposibil punerea în aplicare a acestui proiect de lege. Dar, până la urmă, decizia aparține Parlamentului. Legat de un alt aspect foarte important, care poate afecta inclusiv acest proces sau acest scrutin, ține de adoptare și intrare în vigoare a legii cu privire la activitatea organizațiilor necomerciale, care, începând cu data de 27 august, cu ziua de mâine, urmează să intre în vigoare, pentru că această lege vine cu foarte multe soluții foarte bune pentru activitatea organizațiilor necomerciale și aici țin să sublinez că prin această lege organizații necomerciale se încadrează atât asociațiile obștiești, cât și fundațiile, care noi de foarte multe ori am văzut că s-au implicat sub diverse forme în campania electorală. Și în context trebuie să subliniem că există o prevedere totuși din această lege care, din punctul nostru de vedere, la fel nu este foarte ok. Ea a fost contestată la Curtea Constituțională. Atât Asociația Promolex, în comun cu Centrul de Resurse Juridice din Republica Moldova și Institutul pentru Politici Reforme Europene, IPRE, am expediat o opinie comună la solicitarea Curții Constituționale, prin care ne-am expus punctul de vedere vis-a-vis de o sintagmă problematică din punctul nostru de vedere, prin care organizațiile necomerciale nu pot susține contracost activitatea concurenților electorale. Și aici noi suntem în situația în care putem să numim cu exemple foarte clare, când, spre exemplu, sunt asociații obștiești care, de exemplu, au sări de conferință și ar putea să le pună la dispoziție concurenților electorale pentru seminare de instruiri sau dispun de transport și la fel ar putea contracost. Important să fie contabilizat toate aceste resurse și să nu fie utilizate contrar acelor prevederi care sunt prevăzute în legea pentru organizații necomerciale. Vorbeam, și aici la fel trebuie să menționăm acest lucru, despre anumite aspecte ale cadrului legal, calcularea perioadei electorale, pentru că aici avem una din problemele principale pe care noi le reiterăm de fiecare dată, la fiecare scrutin. Ori, prin definiție, perioada electorală este acea perioadă în care din momentul anunțării datei alegerilor și până la totalizarea rezultatelor. Deci cam asta este definiția generică. Totuși, Parlamentul Republicii Moldova a pus o virgulă și a zis că această perioadă nu poate depăși 90 de zile, fără a clarifica sau a scoate în evidență că noi avem scrutini cu un tur și avem scrutini cu două tururi de scrutin. Respectiv, în legat de legile prezidențiale, noi suntem într-o situație în care discuțiile publice vis-a-vis de data alegerilor au fost inițiate încă în data de 21 mai. Pe data de 26 mai deja a fost adoptată o hotărâre Parlamentului și publicată în momentul oficial. Astfel, pentru toată lumea a fost clar când vor fi alegerile prezidențiale și practic a fost anunțat public data alegerilor. Totuși, Parlamentul a făcut o mențiune și a zis că această hotărâre de Parlament intră în vigoare la 15 august. Deci, dar am putea începe că, de fapt, de iure, perioada electorală începe 15 august. Comisia Electorală Centrală
a adoptat hotărâri și a menționat în planul său calendaristic că perioada electorală începe la data 25 august. Și dacă facem anumite calcule raportate la termenul de 90 de zile, pentru că de la asta cumva se pornesc majoritatea calculelor, dacă vorbim de un tur de scrutin, înseamnă că perioada electorală urma să înceapă la data de 21 august. Dacă facem un calcul de la totalizare, dacă vorbim de două tururi de scrutin, înseamnă că perioada electorală ar fi trebuit să înceapă în data de 4 septembrie. Din acest considerent, noi încă o dată reiterăm necesitatea modificării noțiunii de perioadă electorală, așa ca să fie foarte clar pentru toată lumea când exact începe. La momentul de față, noi ne raportăm, chiar dacă am criticat și am venit cu anumite puncte de vedere când ar putea să fie inițiat acest calcul, pornim de la ceea ce este stabilit în planul calendaristic al Comisiei Electorale Centrale și din punctul nostru de vedere, atâta timp cât autoritatea electorală supremă a decis că data de 25, înseamnă că asta este data la care ne raportăm și noi. Legat de recomandările noastre anterioare din raport cu privind monitorizarea scrutinului prezidențial în 2016, noi trebuie să subliniem că au fost formulate în total 45 de recomandări de misiune Promolex de atunci. 15 recomandări au fost parțial sau total realizate și în proiectul 263, în afară de cele 15, încă cel puțin 5 recomandări veneau cu anumite soluții tehnice sau și care puteau să soluționeze parțial sau definitiv anumite aspecte subliniate de către noi. Nu în ultimul rând, legat de modificarea cadrului legal, nu vreau să subliniem că chiar dacă prin proiectul de lege 263, practic, este imposibil punerea în aplicare acestea. Totuși, credem că Comisia Electorală Centrală, în limita competențelor sale, trebuie să vină cu anumite soluții tehnice acolo unde este posibil și este posibil, prin care să soluționeze măcar parțial acele adrese ale Curții Constituționale care au fost promovate în 2016. Din punctul nostru de vedere, Comisia trebuie să aibă un rol proactiv și să vină cu anumite soluții, atât vis-a-vis de mecanismul de examinare a contestațiilor de către organele electorale, să vină cu anumite soluții tehnice, pe aspectele ce țin de transportarea organizată a alegătorilor și cum asta este interpretată în calitate de coruperea alegătorilor sau nu. Și multe alte aspecte care sunt formulate în adresele curții. Nu în ultimul rând, ziceam de contextul pandemic și din punctul ăsta de vedere, noi salutăm inițiativa Comisiei Electorale Centrale de a aproba o instrucțiune care să explice pentru toată lumea cam care ar fi regulile de joc în contextul pandemic. Totuși, aici trebuie să subliniem faptul că Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a desconsiderat și practic a redus la zero efortul Comisiei Electorale Centrale prin aprobarea unui proiect care a fost elaborat de o instituție tehnică, pentru că Comisia Electorală Centrală a expediat pentru avizare, pentru perfecționare acea instrucțiune în adresa autorităților competente de asigurare a sănătății publice în Republica Moldova și această autoritate supremă, practic fără a interveni în textul propus de Comisia Electorală Centrală, l-a aprobat. Și acolo sunt foarte multe aspecte problematice care necesită a fi revizuite din punctul nostru de vedere. Începând, exemple simple, dacă participanții în ziua alegerilor nu dispun, deci pentru că există o listă, trebuie să ai mască, mănuș, vizieră. Dacă nu ai mască și ai vizieră, ești admis în procesul electoral, nu ești admis în procesul electoral. Nu oferă soluții, instrucțiuni. Fiecare alegător este obligat să vină cu mască și mănuș. Care nu are, este admis sau nu este? Pune la dispoziție statul Republica Moldova alegătorilor gratuit mască și mănuș pentru a asigura exercitarea dreptului la vot sau nu? Deci lipsesc răspunsurile corespunzătoare în această instrucțiune. Din acest considerent, noi am criticat această instrucțiune pe aspecte pur tehnice, fără a intra în conținut
Și solicităm și reiterăm sugestia noastră că ea să fie reexaminată, reevaluată, într-adevăr, analizată din toate punctele de vedere și soluționate toate acele probleme care au fost formulate de noi, dar și probabil multe alte entități care s-au exprimat opinie. Pentru că vreau să atrag atenție. Comisia Electorală Centrală a supus discuțiilor publice acest proiect de instrucțiune, a oferit termen până pe data de 15 august, pentru ca părțile interesate să vină cu propuneri, inclusiv a expectat comisiei și a aștepta opinii din partea comisiei, în schimb Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică, pe data de 12, a aprobat instrucțiunile fără să avizeze Comisia Electorală Centrală și a publicat această instrucțiune în data de 17. Deci, practic, tot efortul tuturor actorilor care s-au ratat interesul și au încercat să se implice în acest proces, a fost desconsiderat și aruncat la coșul de gunoi. Legat de activitatea organelor electorale, trebuie să reiterăm că procesul electoral prezidențial va fi organizat de organele electorale, deci veriga clasică a organelor electorale din Republica Moldova, deci conducerea Comisia Electorală Centrală, ca organ suprem în acest domeniu, Consiliile Electorale Circumscripției raportate la anumite unități administrative teritoriale nivelul 2, ca organe ierarhic inferioare nivelul 2, și birourile electorale ale secțiilor de votare, ca organe executoare, deci practic unde vom avea exercitarea dreptului de vot. Până la momentul de față, Comisia Electorală Centrală s-a întrunit în cel puțin 13 ședințe, majoritatea din ele fiind desfășurate în regim online și mixt, deci fie cu participare fizică a persoanelor fie, nu? Și principalele decizii adoptate de către Comisia Electorală Centrală țin de programul calendaristic, modificarea regulamentelor cu privire la desemnarea și înregistrarea candidaților, activitatea organelor electorale, consiliilor de circumscripție, birourilor electorale și deja instrucțiunea despre care am vorbit. În ultimul rând, trebuie să subliniem Comisia Electorală Centrală. Ieri a adoptat deja prima decizie de acreditare a observatorilor, fiind acreditați primii 69 observatori ai misiunii Promolex de monitorizare a legilor, fiind vorba de echipa centrală și acei observatori pe termen lung care vor activa în teritoriu. Un alt aspect legat de activitatea Comisiei Electorale Centrale ține de înregistrarea prealabilă, pentru că acest proces este destul de important, a fost inițiat cu mult timp în urmă și cu regret, la momentul de față, noi avem doar 2009 înregistrări prealabile pentru scrutinul prezidențial din partea conaționalilor noștri din diaspora. Chiar dacă pe pagina Comisiei Electorale Centrale sunt sau figurau la ziua de ieri 26.134 de înregistrări prealabile, majoritatea dintre ele sunt cele care au rămas din scrutinile precedente. Adică, fiind vorba de scrutinul din, în mare parte, scrutinul din 2019. Și aici o altă problemă este că lipsește pe pagina Comisiei Electorale Centrale, practic, informația cu privire la înregistrarea prealabilă pentru alegătorii din regiunea Transnistreană. Și aici, cumva, nu este clar de ce, în privința alegătorilor din diaspora, informația este prezentată public, pentru alegătorii din regiunea Transnistreană nu este. Și o altă problemă ține de soarta înregistrărilor prealabile depuse colectiv, adică cererilor colective de înregistrare prealabilă. Deci toate aceste aspecte, din punctul nostru de vedere, trebuie să fie soluționate cât mai rapid posibil de către Comisia Electorală Centrală, așa încât să evite orice speculație la această temă. Legat de registrul de stat alegătorilor, deci numărul de alegători în Republica Moldova, ceva timp în urmă Asociația Promolex a prezentat o informație reieșind din cifrele oferite de Comisia Electorală Centrală, prin care a menționat că în premieră cu câteva unități, cu 7 unități, dacă nu greșesc eu, a scăzut numărul de alegători în Republica Moldova. În decurs de o lună am văzut că situația s-a schimbat. Deci, la momentul de față, în registrul de stat a alegătorilor sunt introduse 3.285.894 de alegători,
Adică cu 430 de persoane mai mult decât practic în urmă cu un an, în urmă, adică în data de 22.08.2019. Așa, în momentul de față, deci cer scuze, în 2019, 22.08.2019 au fost 3.285.894 și la momentul de față sunt 3.286.304. Deci, practic cu 430 de persoane mai mult. Deci, se atestă în continuare o creștere a numărului de alegători în registrul de stat al alegătorilor, dar partea proastă, și de fiecare dată atragem atenția la acest aspect, toate astea pe fonul unui spor negativ al populației. Deci, cu 18 ani în urmă, noi deja numărul de nașteri și l-am raportat la anul 2020, numărul de decese este mult mai mare. Respectiv, este straniu din contul la ce crește numărul alegătorilor. Și aici un răspuns este evident, pentru că numărul de alegători din categorie alegători în regiunea transnistriană crește și crește numărul de alegători care nu au nici domiciliu, nici reședință. Deci aceste două categorii împreună reprezintă cam 15% din numărul de total de alegători incluși în registrul de stat alegătorilor, care ei nu se vor regăsi în listele electorale de bază și respectiv pot vota practic în limita reședinței precedente. În acest sens, noi reiterăm încă o dată necesitatea sau dorința și toleranța noastră de a sugera alegătorilor care nu au un loc de trai permanent sau care nu au un domiciliu permanent stabilit oficial, care locuiesc la gazdă, studenții, să profite din mecanismul care se numește declararea locului de ședere și care permite oricărui alegător în Republica Moldova să își declare locul de ședere, adică să spună unde vrea să voteze, prin depunerea unei cereri în adresa administrației publice locale. În acest fel, el este radiat temporar din lista unde este la momentul de față, locul unde se află la momentul de față, și inclus în lista electorală, acolo unde el vrea mai aproape de asta. De locul afării sale. Legat de prestația potențialilor concurenței electorale, evident, noi am analizat prestația principalilor actori politici, fiind vorba de partidele politice și, evident, actualul președinte Republicii Moldova, pentru că dumnealui are posibilitatea să candideze pentru un nou mandat. În acest context, noi am atestat cel puțin 4 situații în care, din punctul nostru de vedere, s-a făcut desemnarea sau înaintarea înainte de termenul stabilit a candidaților pentru funcție de președinte al Republicii Moldova. Astfel, încă la 1 martie 2020 a fost publicat comunicatul Platformei Demnitate și Adevăr cu referire la desemnarea candidatului Andrei Năstase pentru funcție de președinte. La 18 iulie 2020 a fost publicat comunicat pe pagina Partidului Acțiune și Solidaritate cu privire la desemnarea doamnei Maia Sandu la funcție de președinte. 25 iulie pe pagina Partidului Unității Naționale cu referire la desemnarea domnului Octavian Țicu. Și la 29 iunie 2020, Mișcarea Politică Unire, la fel, a menționat prin comunicat că Dorin Chirpacă va fi candidatul lor. Astfel, noi subliniem faptul că aceste anunțuri vin înainte de termenul stabilit de lege și raportat la scrutinile anterioare, ținem să subliniem că au fost cazuri când organele electorale au refuzat înregistrarea candidaților pentru aceste abateri procesuale. Legat de activități politice cu potențial impact electoral, pentru că suntem în perioada preelectorală deja, este clar când vor fi alegerile și am văzut că mai multe partide politice s-au implicat în campanii de promovare politică, de promovare anumitor mesaje, dar care sunt orientate pentru scrutinul prezidențial. Deci, aici putem sublinia campania Partidului Pro-Moldova cu sloganul Dodon pleacă,
partidul nostru cu acțiunea claxonează, dacă ești împotriva lui Dodon, Partidul Unității Naționale și campania ce înseamnă unirea cu România, Partidul Acțiunii și Solidaritate cu campania Fii Voluntar în campania prezidențială, a mișcarea politică Unirea cu apelurile telefonice privind identificarea unui candidat comun din partea forțelor uniuniste. Deci toate aceste campanii, toate aceste activități preparatorii sunt evident cu o conotație electorală. Noi am atestat primele cazuri de asumare a meritelor pentru activități care au fost finanțate din bani publici în context electoral sau în campanie electorală, cel mai probabil astfel de cazuri vor fi utilizate sau vor fi calificate de către misiune în calitate de utilizare resurselor administrative, pentru că resursele financiare sunt suportate aparent de instituții publice, dar meritele și le asumă anumiți actori politici. Astfel, din punctul nostru de vedere, actualul președinte Igor Dodon și Partidul Socialiștilor din Republica Moldova și-au atribuit meritele pentru majorarea sau pentru acordarea ajutorului financiar de 700 de lei pentru persoane care au pensie până la 3.000 de lei. Noi putem include aici și situația cu majorarea salariilor medicilor, la fel care s-a făcut și meritele fiind asumate de actorii menționați. Și, în ultimul rând, partidul politic ŠOR, care, practic, cu perioada 21 mai-25 august, și-a asumat meritele pentru mai multe proiecte realizate de administrația publică locală. Aici fiind vorba de modernizarea infrastructurii drumurilor, Orhei, Taraclie, iluminarea stradală în multe localități și amenajarea terenului de joacă pentru copii. Legat de finanțarea campaniei electorale, noi cred că putem să specificăm foarte clar că la momentul de față există anumite diferențe între prevederile codului electoral și regulamentul cu privire la finanțarea campaniilor electorale, pentru că nu este ajustat încă regulamentul la acele prevederi care sunt modificate în codul electoral. Legat de, spre exemplu, mărimea sau plafonul donațiilor care pot fi virate pe contul concurențelor electorale. Chiar dacă a fost modificată legea, încă nu a fost ajustat regulamentul corespunzător. Nu este clar când începe procedura de colectare a fondurilor, pentru că conform codului electoral se menționează că fondurile pot fi colectate într-o perioadă, conform regulamentului se menționează că ele pot fi colectate fondurile din momentul înregistrării concurentului electoral. Și aici cumva pot apărea și au apărut anterior discrepanțe. Imposibilitatea sancționării grupurilor de inițiativă rămâne un risc, pentru că există riscul ca și posibilitatea ca ei să utilizeze resursele necorespunzătoare financiare și, practic, să fie imposibilă sancționarea grupurilor pentru acest fapt. Legat de bugetul disponibil pe care îl are Comisia Electorală Centrală, cel puțin cel planificat, trebuie să spunem că bugetul planificat de către CEC pentru acest scrutin este de 167.356.000 lei, adică costul scrutinului prezidențial, comparativ cu, practic, 100.000.000 de lei, care a fost costul scrutinului prezidențial din 2016. Ultimele două aspecte legate de discursul de ură și recomandările noastre principale. Legat de discursul de ură, noi vom monitoriza acest aspect în campania electorală. De ce? Pentru că noi am observat prin rapoartele și cercetările precedente că 23%, practic 23% din totalul cazurilor de discurs instigator la ură sunt în cadrul campaniilor electorale.
Asta este o problemă destul de mare și ne vom analiza și în acest scrutin utilizarea discursului la ură. Și aici problema principală este, sau ține de faptul că nu există nicio definiție foarte exactă din punct de vedere legislativ discursul instigator la ură și practic nu există sancțiuni pentru utilizarea acestor mesaj de discurs instigator la ură. Prin proiectul 263 s-au venit cu anumite soluții parțiale, astfel au fost prevăzute sancțiuni în acest proiect de lege pentru utilizarea discursului instigator la ură, dar nu a fost introdusă definiția. Și, practic, la fel va fi, sau chiar dacă era pus în aplicare proiectul de lege 263, așa cum este el în momentul de față, practic era imposibilă sancționarea discursului instigator la ură, pentru că nu era o definiție foarte clară. Și principalele noastre recomandări, eu am încercat să le transpun și pe parcursul discursului meu, prezentării mele, totuși o să reiterez faptul, din punctul nostru de vedere, trebuie redefinită noțiunea de perioadă electorală, așa încât să corespundă tipurilor de scrutin, într-un tur, în două turi. Este necesar ca proiectul de lege 263 și restul 5 proiecte care se află pe masa Parlamentului să fie conexate într-o singură procedură, examinate multilateral și, evident, votate atunci când va fi găsit un consens de aplicare acestora. Și vrem noi sau nu, dar contextul pandemic o să marcheze această campanie electorală și în acest sens trebuie să facem un apel pentru toți alegătorii din Republica Moldova să conștientizeze riscul că suntem într-o situație de criză, dar există și soluții atunci când sunt respectate condițiile solicitate de autoritățile publice, riscul este diminuat semnificativ și, practic, noi putem să asigurăm exercitarea dreptului la vot, așa încât să nu afectăm o creștere sau îmbolnăvire a persoanelor cu COVID-19. În acest sens, încă o dată țin să subliniez rolul proactiv pe care l-a avut Comisia Electorală Centrală pentru promovarea acestei instrucțiuni și eu cred că Comisia Electorală Centrală trebuie să depună eforturi, așa încât acest document să fie perfecționat și să fie maxim posibil pus în aplicare în cât mai rapid posibil, așa încât toți actorii procesului electoral să conștientizeze care sunt regulile de joc, în special în context pandemic. Astea fiind spuse, eu vă mulțumesc mult pentru atenție. Dacă sunt careva întrebări, eu voi încerca să răspund la ele. Dacă vreau să ne spuneți la început despre contextul politic al organizării acestor alegeri, nu avem o majoritate parlamentară stabilă. Dacă puteți să spuneți dumneavoastră cum credeți, contextul este unul favorabil sau nefavorabil și cum va influența scrutinul electoral din acest an? Eu cred că existența unei majorități stabile în Parlament este un lucru binevenit, indiferent de perioada în care ne aflăm. În special atunci când suntem în perioadă electorală, orice situație nefavorabilă poate fi utilizată de către oponenți în diferite scopuri. Deci, începând cu luna septembrie 2020, practic urmează să înceapă sesiunea de toamnă a Parlamentului și, respectiv, forțele politice, cel puțin forțele politice care sunt reprezentate în Parlament și, cel mai probabil, vor avea actori sau candidați la scrutinul prezidențial, vor face uz de aceste instrumente, așa încât să fie să arate cât de slabi sunt contracandidații sau, invers, cât de buni sunt ei atunci când promovează anumite idei. Evident, pentru a ajuta sau a încurca candidatul lor sau contracandidatul. Și încă o întrebare, dacă până la urmă acest proiect de lege 263 este votat în lectura finală în Parlament și intră în vigoare înainte de scrutin,
rezultatul alegerilor va fi influențat după adoptarea acestui proiect? Este greu de spus la momentul de față. Cert este că proiectul de lege 263 vine cu anumite soluții tehnice pentru a îmbunătăți procesul electoral, dar reiterez că conține și anumite aspecte periculoase care vor face mai grea sau pe locuri chiar dificilă activitatea unor actori. Am zis, exemplu observatorilor, nu vor avea acces la listele electorale, respectiv noi nu vom putea semnala cazurile de, spre exemplu, migrarea artificială a alegătorilor pe liste electorale. Și dovedi aceste lucruri, pentru că cam asta încearcă să sugereze toți actorii procesului, că misiunea ar trebui să dovedească. Eu încă o dată vreau să sumez că misiunea Promolex nu este un actor, nu este un competitor politic, noi nu avem sarcina să probăm anumite aspecte ale procesului electoral, dar, cu toate acestea, toți observatorii Promolex încearcă să stocheze toată informația și tot probatoriul pe care o au, pe platformă care este deținută de Asociația Promolex și este o platformă publică care se numește electorala.monitor.md. Acolo fiecare persoană interesată poate să intre și să vadă atât anumite fotografii, adică probe legate de tot ce este menționat în rapoartele misiunii Promolex. Și în ultimul rând, nu am menționat acest lucru în deschiderea atunci când am vorbit despre misiune. Misiunea Promolex va publica pe pagina sa, la fel, instruire.monitor.md, acel ghid al observatorului pe termen scurt, care va fi posibil și accesibil pentru orice persoană. Atât pentru observatorii din partea concurențelor electorale, observatorii din partea partidelor politice sau oricare altă persoană interesată. Deci noi nu ascundem metodologiile noastre de monitorizare, ele sunt publice și mai mult ca atât, ele sunt accesibile pentru toți cei care poate nu au o astfel de metodologie. Deci începând cu luna octombrie 2020, tot ce este legat de instruirea observatorilor pe termen scurt, va fi disponibil pe pagina noastră. Și eu vă mulțumesc mult pentru atenție. Reiterez, noi vă invităm pentru următoarea conferință de presă pentru data de 17 septembrie și după aia cu o periodicitate de 2 săptămâni sperăm să ne reîntâlnim la conferințele noastre de presă. Vă urez o zi bună, în continuare și sănătate tuturor! Mulțumesc!